În această lecție vom învăța să creăm o nouă secvență, pas care este foarte important în crearea unui proiect. După cum putem vedea aici, în folderul acesta cu secvențe, nu se află nimic. Așa ar trebui să fie în momentul acesta și la voi, iar în proiectul deschis anterior, după cum putem să vedem aici, în folderul cu secvențe, găsim niște lucruri pe care le vom crea și noi cât de curând. Dar revenim aici la proiectul nostru, unde după cum putem vedea, nu găsim nimic. Haideți acum să începem să creăm o secvență. În primul rând, ce este o secvență, poate vă întrebați. Este un nou timeline. De exemplu, aici unde avem noi acest timeline, apare încă timeline-ul din proiectul trecut. Deci, prin crearea unei secvențe, vom crea un nou timeline și implicit un nou video unde noi adăugăm clipuri sau audio ca să creăm noul clip de care avem noi nevoie. Pentru a crea o nouă secvență, avem multe multe variante. De exemplu, putem da new item, putem merge la file, new sequence, putem da oriunde, dar sincer, cel mai ușor este să dăm aici new item, iar apoi apăsăm sequence. După cum putem vedea aici s-a deschis un meniu foarte, foarte lung care poate să creeze confuzie așa, prima dată fiind foarte multe elemente aici foarte multe lucruri pe care probabil nu le înțelegeți și nu le-ați văzut niciodată, dar vă spun sincer că 99% veți folosi cam aceleași 2-3 setări, deci nici măcar nu o să treceți prin toate aceste lucruri. S-a deschis, deci după cum am spus, această fereastră, dar 90% din lucrurile acestea nu le vom apăsa. Dar totuși pe cele de care avem nevoie ar trebui să știm să le găsim. Putem vedea aici mai multe nume de camere, dacă filmați, să zicem, cu un DSLR sau ceva, putem vedea aici că sunt foarte multe preseturi pe care le putem face. Dar, bineînțeles, noi putem, de exemplu, să creăm totul manual aici. Dacă intrăm pe Settings, putem vedea aici. Putem da custom și să facem noi exact cum ne dorim. Dacă să zicem că filmați cu un DSLR, putem apăsa aici DSLR, putem aici să alegem la time base FPS-urile, adică frame per second cum filmați voi, să zicem 24, 23,976, 60 de frame-uri pe secundă. La multe vloguri și clipuri cinematice sau ce de genul, deseori folosim acest 23,976. Aici putem schimba rezoluția, Vom lăsa așa, este o rezoluție Full HD. Putem bineînțeles să punem square pixels, putem aici să inversăm de exemplu și să facem un 1080 pe 1920 în cazul în care filmați un clip pentru TikTok, să spunem cu formatul vertical, sau un clip pătrat pentru Instagram, la fel. Putem pune aici să fie în formă de pătrat, fiind aceste valori setate la fel. La fel aici, display formats cam același lucru cu uh, fps-urile noastre, mai jos nu ar trebui să umblăm. Aici, la tracuri, este vorba despre tracurile video și audio, le putem lăsa standard aici, în cazul în care faceți un clip pentru VR. Ok. O să vă arăt oricum și o metodă mult mai ușoară să creați o secvență, dar haideți deocamdată să zicem că lăsăm această secvență și dăm ok. După cum putem vedea, aici în partea de jos a dispărut timeline-ul nostru, a dispărut tot ceea ce era în proiectul anterior, iar aici avem o nouă secvență numită Sequence01 pe care o putem trage în acest folder cu secvențe. Da, deci putem vedea că am creat secvența. Putem vedea acum aici în timeline că avem două ferestre. Una este timeline-ul cu clipul inițial, iar acesta este timeline-ul pe care chiar acum l-am creat creând astfel o nouă secvență. Haideți să o ștergem, deci de șters, pur și simplu de aici putem să o ștergem după cum putem vedea. Putem apăsa aici pe această iconiță, putem da chiar și de aici să o închidem nu este niciun fel de problemă, vom apăsa pe coșul de gunoi, iar acum, după cum putem vedea, s-a și secvența noastră. O să vă arăt acum modalitatea mult mai ușoară pe care puteți să o folosiți pentru a crea o nouă secvență, dar știu, puteam să încep direct cu cea mai ușoară, dar na, uneori putem să învățăm și drumul mai greu pentru a ajunge la un lucru. Cea mai ușoară metodă este să selectăm un clip pe care noi îl folosim, să zicem un clip filmat cu camera noastră video, fără a căuta să creăm de la zero, cu secvență, cu toate specificațiile, gen rezoluție, frame rate și tot, putem să luăm pur și simplu de aici, din clipuri, și cu drag and drop, să spunem că am intrat aici în clipuri și am vrea ca secvența noastră sau frame ul la care lucrăm, rezoluția, este să spunem acest clip tot ce trebuie să facem este să luăm și cu drag and drop să îl tragem pe iconița aceasta cu new item. Și după cum putem vedea, s-a deschis timeline-ul și s-a creat o secvență care este creată după specificațiile clipului pe care noi l-am adăugat. Deci putem acum vedea că s-a creat aici și secvența cu titlul videoclipului pe care noi l-am adăugat. Dar noi putem să o redenumim desigur secvența 1 s-a creat și o putem pune în folderul cu secvențe. Ok, deci avem aici acum secvența, după cum putem vedea, creată. Deci sper că ați reușit să învățați cât de cât cum să creăm și această secvență. Dar totuși avem acest clip aici în timeline, da? Și putem să navigăm cu această bară prin el, putem să-i dăm play, să vedem exact ceea ce se întâmplă. Deci tot clipul a fost importat aici, iar acum secvența s-a creat automat după setările voastre, după setările clipului pe care l-ați pus. Și dacă mergem aici, în partea de sus, la Sequence și dăm Sequence Settings, putem vedea, bineînțeles, setările acestei secvențe care s-au creat automat potrivindu-se cu clipul inițial uneori poate ai nevoie să folosești mai multe setări, poate ai mai multe camere, să zicem că filmezi cu două camere, una 4K, una Full HD, sau filmezi cu două camere dintre care una filmează în 29 FPS iar cealaltă în 60 FPS. Se pot bineînțeles ele schimba pe parcurs, chiar și la render, de exemplu, dar cel mai important este să începem cu primul clip, să creăm, să zicem, secvența cu clipul pe care noi îl vom folosi cel mai des. Ea se va crea așa automat. Dacă avem, să zicem, clipuri cu noi vorbind, un A-roll, să zicem, iar pe B-roll să fie niște imagini care vor rula, să zicem așa, cel mai important este ca secvența să fie creată bazându-se pe clipurile principale. Deci, în cazul acesta, clipurile cu noi vorbind, să zicem. Deci, de asta spun că uneori, dacă este necesar să fie mai multe secvențe, puteți lucra, de exemplu, cu clipuri foarte lungi, alcătuite din clipuri care sunt cu multe chestii diferite, să zicem că au frame rate-uri, au rezoluții diferite. Dacă ești un vlogger, să zicem, și dorești să creezi o nouă secvență pentru fiecare vlog pe care îl faci fără să începi câte un proiect nou, să zicem, sau dacă lucrezi pentru mai mulți clienți, să zicem că ai un folder numit X, un folder numit Y, pentru a nu crea mai multe proiecte, poți crea secvențe noi de fiecare dată. Bineînțeles, secvențele pot fi și copiate. Putem să dăm aici copii și tot aici putem să dăm paste și putem vedea că s-a creat secvența și o putem numi secvența 1.2, să zicem așa. Deci ele pot fi copiate. Și să o deschidem doar pe cea nouă, care bineînțeles seamănă cu aceasta fiind o copie, dar putem șterge acest video din ea și să punem mai departe ce avem noi nevoie. Ok, sper că ați învățat ceva despre aceste secvențe și cum se pot crea ele. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l reținem este că trebuie să fie bazate exact pe clipul pe care noi lucrăm cel mai des. Bineînțeles, 90% dintre voi probabil veți lucra doar Full HD sau doar 4K cu un camere, la fel ca și setări dacă le-ați făcut de la bun început, dar oricum se pot crea două secvențe separat și în orice caz dacă să zicem că aici am pus un clip Full HD și importăm lângă un clip 4K, bineînțeles el la export se va aranja, dar bineînțeles dacă știm că avem și clipuri 4K ar trebui prima dată să începem cu clipul 4K pentru ca apoi să ne fie mai ușor. Pentru că, de exemplu, dacă dăm aici și să zicem că ne vom uita la un clip care este 4K, Haideți să vedem. Acesta este un clip 4K. Haideți să mai căutăm unul. Deci, astea sunt color grading-uri. Da, putem la un clip 4K pe care îl trecem aici și putem vedea automat că s-a pus exact aici. Da, deci l-am importat, dar după cum putem vedea, el este scalat mult mai mare, fiind un clip care este, full, este 4K, iar noi aici avem un Full HD. Dar lucrurile acestea le vom descoperi și le vom ajusta pe parcurs. În următoarea lecție vom începe să înțelegem timeline-ul și cum funcționează el, așa că ne vedem acolo. Salut!